Și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Astăzi am zis să vă fac un mic update de sănătate. După cum știți, am avut tot felul de episoade anul acesta, printre care și operația de bilă. Ei, nu se întâmplă doar asta, pentru că în februarie am făcut niște analize de rutină date de medicul de familie și mi-a descoperit că am hipertiroidie. Așa că au urmat tot felul de alte teste și s-a confirmat. Aveam unele, cum să spun, efecte, dar eu le-am considerat că fac parte din etapa vieții în care mă aflu, de perimenopauză. Se pare însă că erau legate de hipertiroidie. Bine, se poate să fi fost, poate chiar o combinație, deci una nu exclude pe cealaltă. Printre care, spre exemplu, tremuratul mâinii, am observat, nu foarte tare, însă aveam momente când mâna îmi tremura. Vedeți și acum, dacă o țin așa întinsă, îmi tremură, nu tot timpul. Asta este mai ok. Stânga poate, pentru că eu sunt stângace și poate e mai folosită. Nu știu dacă are importanță sau nu, dar la mâna asta am observat, pentru că asta o folosesc mai mult. Ceva stări de anxietate, la fel, și, cum vă spuneam, eu credeam că sunt legate de altele. Așa că, aici, în America de Nord, din spusele doctorului, procedura este să se anihileze glanda tiroidă printr-o pastilă cu iod, care este radioactivă, și apoi nivelul hormonilor este controlat prin pastile care au efecte secundare mai puține decât dacă în momentul acesta aș lua pastile pentru hipertiroidie. Și miercuri o să merg. Azi este marți, probabil că voi o să vedeți când totul s-a întâmplat deja. Deci, pe 31 iulie, mâine, o să merg să îmi facă niște analize de sânge pre-intervenție, iar joi dimineață o să merg să-mi administreze acea pastilă. Iar tratamentul cu medicamentos, sigur că este pe viață, și urmează peste 3 săptămâni să îl încep, Sintoid parcă se cheamă medicamentul, iar apoi voi face o serie de analize pentru a verifica nivelul hormonilor și a vedea dacă doza începută este suficientă sau trebuie modificate, deci pe parcursul anului de acum înainte. Voi face o serie de analize, cum spuneam, pentru a verifica dacă dozajul este bun. Am zis să vă fac un update, poate îmi lăsați în comentarii dacă voi ați sau aveți astfel de probleme cu tiroida. Graves se cheamă boala care a determinat creșterea hormonală de tiroide, deci datorită, din cauza bolii Graves, am hipertiroidie. Cum a spus doctorul, am avut noroc între ghilimele, bineînțeles, că nu este niciun noroc, pentru că de obicei această boală apare la o vârstă mai mică. Asta este, probabil că
Eu sunt mai tânără, glumesc. Mă rog, deci, da, am zis să vă dau un update, ca de obicei, poate că o să lipsesc câteva zile. În weekendul acesta trebuia să plec cu Costin la niște prieteni care au un teren de vânătoare, însă se va duce singur pentru că după această procedură voi fi radioactivă și se recomandă câteva zile și se recomandă să nu stau în proximitatea altora, cu atât mai puțin să merg în mașină atâtea ore, pentru că distanța este mare, nu știu, cred că vreo 4 ore sau ceva. Deci nu se pune problema. Chiar de dormit se recomandă să dormi singur în pat și apoi după câteva zile să se spele așternuturile respective separat. La fel mâncarea, să-ți pregătești mâncarea separat de restul casei sau să tu să nu le pregătești lor. Așa că voi fi mai retrasă începând de joi. Nu mă duc după amiază, o să și vineri, oricum lucrez de acasă și o să încerc să țin distanță. Costin oricum o să plece vineri și o să doarmă la subsol, pentru că eu o să pot să rămân în pat până duminică, când se întoarce el, și atunci o să spăl așternuturile și să fie totul, sperăm, ok. La fel se recomandă să se bea foarte multe lichide pentru a elimina și a scădea radioactivitatea. Deci, da, cam asta. Vreau să vă spun că dacă voi ați auzit sau aveți sau în familie sau așa persoane care au această boală, cum se tratează, pe unde locuiți voi, cum vă spuneam, medicul mi-a spus că erau trei alternative. Una era să nu se intervină asupra tiroidei direct decât prin medicament, și spunea că acest lucru se practică în Europa, iar în America de Nord se intervine asupra glandei tiroide fie prin anihilarea cu pastile de iod, ceea ce o să fac și eu, sau prin operație. Deci se scoate glanda tiroidă. Față de procedura urmată în Europa, spunea că medicamentul care se administrează este cunoscut ca având efecte secundare asupra rinichilor și de aceea în America de Nord se propune pacientului această alternativă, să se anihileze glanda tiroidă fie cu pastilă cu iod, fie prin operație chirurgicală. Și bineînțeles că nivelul hormonal, chiar și în aceste două cazuri, trebuie controlat prin medicamentos, dar aceste medicamente sunt nu au aceleași efecte secundare ca în celălalt caz. Ok, vă țin la curent și dacă o să iau o pauză, să știți de ce, poate, nu știu, cum să spun, care vor, se pare că nu sunt alte efecte, că voi putea conduce imediat, deci nu stai sub observație la spital prea mult, așa că o să vă dau un update după, poate, în weekend. Până data viitoare, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă spun la revedere! Ciao!